Cazurile de COVID-19 în unitățile de învățământ au explodat. Doar în ultimele 24 de ore, 6 elevi și un cadru didactic au fost confirmați pozitiv. Este cel mai mare număr de infectări de la începutul semestrului și până în prezent în județul Mehedinți. Tot mai mulți elevi și profesori sunt confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. De la începutul semestrului și până în prezent, în județul Mehedinți, 16 elevi și 12 cadre didactice au fost infectate cu coronavirus, iar, din păcate, numărul este în creștere. Totodată, în acest moment, școala din Voloiac a ieșit din scenariul roșu, iar din totalul de 192 de unități școlare, 133 se află în scenariul verde, iar 66 în scenariul galben. În prezent, din totalul de 199 de unități școlare, se află în scenariul verde 133 de unități, 66 de unități în scenariul galben și am scăpat de scenariul roșu, adică școala Voloiac a ieșit din scenariul roșu. Dar sunt încă 16 elevi confirmați COVID și 12 angajați confirmați COVID. Doar în ultimele 24 de ore au fost declarate 6 cazuri noi de infectare cu COVID-19 în rândul elevilor și un caz în rândul profesorilor.